Bine v-am găsit. Hai că acum o scoatem. Bună ziua, bine v-am găsit. Dă-ți romanul. E frumos. La mulți ani și numai bine. Să ne vedem și la anul. Cine știe? Așa. Mulți ani. Foarte mulți ești. Da, că l-am pus așa. Dumnezeu mă trăiește cu cămișa. Cămișa tare e bun. A mai găsit pe cineva de vârsta dumneavoastră la Constanța? I-am spus. Un bărbat de 108 ani, i-am spus. Mun doamne, că deci bune s-a zniul să iei așa Constanța, bă. Uite, tu ai spus, eu 40 ani am ținut la tatăl meu, fost bărbă. Mama mea tineră a murit. Eu toate casa, am avut grișe, găină, tot am lucrat. Fabrica am lucrat. În multe am lucrat și Dumnezeu dată, tita lui dumneavoastră la mine. Dar e frumos că v-a dat cadou ăsta. E un cadou pentru ce ați lucrat. Am mulțumesc la Dumnezeu, totuși n-are treaba la mine. Lucru care am trebuit. Aranjez pentru mine și mi-am treabă așa. La fabrică ați lucrat mult? 30 de ani. N-am avut 25, dar plus am făcut 5, și fie 30. Ca să ieșiți la pensie. Se gata pensie. Da. Fără. Bravo. Noi am venit să vă spunem la mulți ani și să vă dorim sănătate. Mulțumesc. Vă dăm și o diplomă. Uitați aici. Este o diplomă premium, sunteți cel mai în vârstă cetățean din Banat. Nu mai există altul ca dumneavoastră și ne simțim onorați că trăiți în Caransebeș. E o diplomă? Da. Că ne mândrim cu dumneavoastră. Mai și aici aveți foarte mulți bani. Cu plăcere. Cu plăcere. Dumnezeu, cu plăcere. Tăiem tortul. Tăiem. Dăm tort la prietenii noștri care au venit să vă zică la mulți ani. Uitați aici. Acum e gânditoare. Acum cugetă. Să nu ia nervii. Nu. Corne. Și monetar și tot. Dacă pot să fug. Tanti Margit pentru noi este un exemplu pozitiv, are un spirit optimist și un fel de a fi care este pentru mulți un model de viață. Caransebeșul dovedește că pe lângă faptul că aici se trăiește bine în sensul că sunt locuri de muncă și avem un exces de ofertă de locuri de muncă, se trăiește frumos prin tot ceea ce facem, se vede o schimbare în binea municipiului prin lucrări edilitare, prin parcuri și toate acțiunile culturale. Doamna Margit dă dovadă că în Caransebeș se poate trăi și mult. Și cred că puțin mai sunt în țară la 108 ani, motiv pentru care noi dorim multă sănătate la mulți ani și mulțumim pentru că de-a lungul vieții a fost mereu un exemplu pentru acest cartier în care ea locuiește de 108 ani și pentru tot Caransebeșul.